Salutări, bună dimineața! De aici, din? Singapore, de la Grădina Botanică. De la Grădina Botanică. Deși nu pare, de fapt e acoperit de nori, dar nu știu, e o lumină asta foarte, foarte ciudată. Începem cu o plimbare prin Grădina Botanică, asta că nu te vezi. Care Grădina Botanică e în patrimoniu UNESCO din iulie 2015. Dar ea este... Și semnul ăsta de aici. Dar ea este deschisă din 1859. Am intrat și am dat de o groază de reguli pe care trebuie să le respectăm. Dacă să întâlnim mai măluțe. O chestie foarte interesantă aici, care am văzut-o peste tot, e faptul că nu prea ai voie să fumezi în locuri. A, să vedem. Unde mergem? Nici nu știu. Una din atracțiile principale de aici, din parc, e Lacul Lebedelor, care a fost... făcut cam odată cu grădina, în 1892, parcă. Și ca un fun fact, un crocodil la un dat a scăpat și s-a adăpostit în lac. Și deși au încercat să-l scoată, n-au reușit, până când au drenat tot apa din lac. Și numele e dat de niște lebede care se învârt deseori pe aici. Foarte drăguță grădina botanică. E așa, o gură de aer proaspăt de dimineață. Și se auci cocoșii. N-am scăpat nici aici de găini, Răzvan. Uite, nu fără roz. Probabil nu-i perioada acum, dar este unul acolo. La noi sunt doar nuferi albi și galbeni, am văzut în Delta. Nu există în România deștea roz. Și uite, e unul singur aici și noi îl vedem. Am ajuns până la urmă la Frangipani Collection. Și aparent sunt veniți din Caraibe și din America Tropicală. Deși în Indonezia am văzut o groază. Par să fie doar albe aici, dar în Bali am văzut și galbeni și din roz. Galben cum stai, din dreapta? Ah, da. Și roz am văzut. E imensă grădina botanică, ca să faceți o idee. Noi am plecat de undeva de aici. De aici. Și acum suntem aici și ne-a luat cam 45 de minute, ceva de genul ăsta. Și în partea asta avem excursia cu școala. Oh, dar mulți sunt. 30 de ei dacă poți. Păi vreau să trec. Părerea mea, după o zi, este că este cel mai mișto oraș în care am fost vreodată noi. Și aș mai putea compara ca metropole mari, pentru că comparăm la nivelul de metropolă cu Bangkok și Dubai. Dar Dubai aș fi zis că e cel mai mișto, că n-ai foarte metropolă. În schimb, aici mi se pare mult mai cu personalitate orașul, pentru că vezi și influența asta asiatică care se simte. Nu-i pus la punct, că în Dubai sunt locuri unde zici că e tăiată iarba cu unghiera, efectiv. Aici nu e, găsești și frunze, gunoi nu prea ca oameni mari, dar mai găsești frunze, chestii pe jos, sau nu e totul la linie. În schimb, cred că ăsta e farmecul, că suntem totuși în Asia și îți dai seama că suntem în Asia, chiar dacă suntem într-o metropolă. Când zici rainforest, te gândești că mergi undeva în junglă, undeva în afara orașului, nu în... interior, fix în, nu știu, nu centrul orașului, nu e chiar centru, margine. Dar un pic spre de fapt, margine. Chiar margine, că toată insula e în oraș. Dar, deci suntem într-un rainforest, într-un oraș. Și avem și cocoși acolo. O, cocoși nu trăiește în junglă. Efectiv, e plină astea de cocoși, m-am săturat de cocoși. Unde ați mai văzut cocoși în junglă? Haide, mai și când. Și am lăsat în urmă grădina botanică să venim pe Orchard Street, care este practic o stradă foarte renumită de aici, din Singapore, pentru cumpărături, magazine peste tot. Este cea mai mare concentrare de mall-uri, da. 2 km jumate doar de magazine, mă rog, mall-uri și chestii. Și la etaj și sub pământ. Și este renumită și pentru foarte multe magazine de firmă, gen Chanel,
ce am mai văzut, Rolex, Prada, aia acolo, spate Prada și Louis Vuitton. Louis Vuitton, da. Și am intrat în cel mai mare și mai, nu știu, bun mall de aici, din cel zona. Cel mai pe lux. Cel mai pe lux, da, Ion Orchard. Și pentru că e un loc unde se consumă foarte mulți bani, am să vă zic și un, nu știu, o chestie interesantă care mi s-a părut mie despre banii lor. Faptul că, cred că e singura țară în care am mers, sau ce obțin de care mi-amintesc, în afară de România, unde banii sunt din plastic. Deci nu sunt din hârtie. Pe mine mă enervează foarte mult faptul că banii în alte părți sunt de hârtie, pentru că mereu se mototolesc și risc să-i uzi. Dar hei, ăștia știu ce să facă și au făcut banii de plastic. Hai să vedem ce mai găsim prin mall-ul ăsta. Ceva de la Tiffany, Dolce & Gabbana, Dior. Da. Orice vrei tu. O gentuță. Hai să-ți iau de gentuță. Nouă a fost mall-ul ăla de noi. N-am intrat pe la urmă niciun magazin, că n-avea sens. Dar am plecat de aici cu ceva, cu o șapcă, dar la un magazin de lângă. Mie n-a vrut să-mi ia gentuță de la Chanel. Acum o să încercăm și metroul lor. Tot autobuzele am văzut cum sunt. Hai să vedem și cum e metroul. Pentru că ne îndreptăm către Chinatown Market Street. Sau nu, stai de copii? Vezi că e mai... sau nu? La fel ca la autobuz, și aici merge tot cu telefonul. Pe ziua de ieri, pentru voi vlogul trecut, ne-a luat pentru vreo 3 călătorii cu autobuzul, dintre care una de la aeroport. 3? Da. Nu, 4. 4? 4. Ne-a luat $4.88. Ceea ce ni s-a părut un preț foarte ok, mai ales că a inclus și aeroportul. Să-mi spui la ce platformă? Pe TEL. Cred că la TEL. Și după vreo 10 minute de mers pe jos. Hai că mai mult n-ai mers pe bandă sau cu... Are uși din astea care nu te lasă să sari în fața metroului. Și... asta e metroul. Fix ca ăla de la Pipera, de la mine. Nu știu unde ne așezăm. Hai să ne așezăm, că avem vreo 4-5 stații. Și am mers cu metroul. Și iar am urât de frig, ca peste tot pe aici. Să vedem și trebuie să ieșim. Și gata. Banii aflăm mâine cât a fost. Vă spunem mâine. Și fix la ieșirea de la metrou dăm de un templu budist. Buddha Tooth Relic Temple. Se păstrează din delul Buddha aici, oare? Așa, cică. Și strada asta foarte mișto, ornată cu tot la fel cu dragoni pentru anul nou chinezesc. Pentru că Cristina are fustiță, n-are voie să intre în templu. Așa că i-au dat ceva care să acopere. Eu pot să intru că sunt îmbrăcat adecvat. Nu ești îmbrăcat adecvat, mă, normal. Și aici, dar... frig. Și... dar mereu la bărbați sunt mai permisivi. Da. Și cam ăsta este templu. Ne-a apărut în cale, să zicem că nu era în plan. Mai prinde statuete pe pereți. Ca și în Bangkok, la templul Wat Pho, sper să nu greșesc, avem și aici recipiente din astea în care cumva lumea lasă bani pentru noroc și tot ce își doresc ei. Și de la o stradă cu magazine de lux și tot, am ajuns la o stradă cu chestii chinezești. Vrei să ne luăm o de asta? Și unde o punem? În bradul de Crăciun. A trecut Crăciunul. Pentru la anul. Nu mi-am dorit o chestie de asta chinezească. O punem pe balcon. Poți să cumperi și cârnați, dar nu știu cât de ochii sunt, că stau așa în căldură. Și ornamente.
Deci poți să găsești aici ce vrei și ce nu vrei. Și apa mai ieftină decât la noi. 7-Eleven. Da, aici noi am rămas cu ideea că 7-Eleven e foarte ok. Pentru că dacă n-am fost în Thailanda, am cumpărat foarte mult de acolo. Doar că aici pare că e foarte scump, adică și apa, apa e mai scumpă la 7-Eleven decât e, nu știu, la magazinele astea de pe aici. O ploaie și un metrou mai târziu, am ajuns în Maria Bay Sands Shopping Mall. Și e Marina, nu Maria. Maria, am zis? Da. Marina. Marina. Scrie. Da, mall-ul de lângă Marina Bay. Din incinta Marina Bay. De fapt, da, că e hotelul aici, nu? Da. A, da. Ba, da, ba, da, ba, da, e sus. Sau... Cred că e legat de hotel cu legat. Mă rog. Oricum. Și de ce am venit aici? Ca să vedem o cascadă. Da. Pentru că ghișe și cascada un oraș. Da, e culmea, cascade au mai multe făcute de om. Decât da. Când nu ai, te descurci. Și asta e cascada, nu e chiar ceea ce mă așteptam. Pentru că nu are, nu curge, curge doar la anumite ore. Și mai avem 40 de minute până la show, până când ar trebui să înceapă să curgă, nu? Da. Deci cred că aia care se vede acolo că se scurge, cred că e apă de ploaie, la propriu. Până începe show-ul de la cascadă, vreau să rectific o informație. Pare că bancnota de 5, de, mă rog, 5, 10, 2 sunt de plastic, dar asta mai mare de 50 e de hârtie. Deci tot România mi se pare că stă mai bine la acest capitol. De, e foarte dezamăgit, să știți. Da. Sincer, mă așteptam la ceva mai spectaculos. N-am spus că e cea mai spectaculoasă. Deci nu iese vortexul care probabil ar trebui să iasă. Bine, e acolo undeva la gura de vărsare se învârte, dar aici pare doar că cade și atât. Da, încearcă un vortex, dar nu pot să zic că iese chiar totalitate. Dar mă rog, nu cum am așteptat. Da, n-a fost cine știe ce... E o... cascada. Cascăduță drăguță. Da, dar nu pot zic că am meritat așteptarea. Dacă sunteți în zonă, e ok. Dacă nu, nu sper că merită să vă așteptați după ea. Da, dar oricum ploua afară. Dar da, acum trebuie să vedem cum ajungem la Cloud Forest, care e undeva la vreo 15-20 minute de aici. Având în vedere că afară plouă. Ne-a făcut curaj și am mers prin ploaie. N-a fost un drum atât de lung, a fost vreo 10 minute. Nu mai plouă atât de tare. Ca să ajungem la Cloud Forest. De fapt aici e Flower Dome și Cloud Forest e în partea asta. Acum mergem să căutăm bilete. Și spre deosebire de Skywalk, pare că aici e mult mai multă lume și la coadă și la intrare. De când intrăm aici în Cloud Forest, vedem o grămadă de oameni care stau să vadă asta, care ar fi cea mai mare cascadă interioară din lume. Și Cloud Forest e cea mai mare grădină interioară. A intrat în cartea recordurilor în 2015, parcă. Ce? Unde ai fost? Am făcut poze la doi oameni. Ți-a dat să ții și poșeta, ți-a dat și tot. M-am oferit. Voiam să o pună pe jos și m-am oferit. Ce drăguț. Și așa și-a făcut rochea parcă jos. A, da. Săraca. După cascade avem zona de orhidee cu orhidee din Machu Picchu. Aici au adunat practic plante exotice din toate colțurile lumii, deci... Deci dacă mergem pe Machu Picchu să vedem orhidei de astea? Da, de astea... De astea are și mama acasă. Da, dar nu mă, cred că alea sunt orhidee. Ops. Totuși, cred. Da. Nu știu, să-mi spune și mie cineva. Astea par flori, nu, că sunt naturale. Par flori din alea artificiale. Era culmea să fie flori artificiale.
A, sau asta ar fi orchideele din Machu Picchu. Uite, de astea întâlnești dacă te duci la Machu Picchu. Și o recrea și Machu Picchu aici? Da, așa pare. Stați aproape, poate vor urma vloguri de Machu Picchu, la un moment dat. A, ne trebuie antrenament. Ați zis cât e cascada aia de mare, cam atât e și în spatele ei și se poate urca până aproape sus. Ajungi și noi acolo? Așa sper. Către ce mergem? Mergem direct la etaj 6? Pe așa zice. Și după aia coborăm pe scări. Și începe drumul nostru pe Cloud Walk. Care pentru început e foarte aglomerat. Am terminat cu Cloud Forest. Ce nu cred că v-am zis e cât a costat toată chestia asta. Biletul teoretic la Cloud Forest e 24 de dolari singapurezi. La cealaltă atracție, Flower Dome, e tot 24, însă dacă le luați pe mândouă, vă face preț promoțional la 32 de dolari. Ceea ce și noi am făcut. Așa că acum ne îndreptăm către Flower Dome. A început să se întunece afară și în această cauză sper să se vadă ceva și acolo la Flower Dome. Nu știu exact câtă lumină va fi. Dar hai să vedem. Și încă o chestie la motivul de aici. E frig. E frig și în Cloud Forest pentru că trebuie să ținem plantele la rece. Să vezi și pe imagine că s-a aburit lentila și se aburește în continuare de la diferența de temperatură dinăuntru și acum afară. Sperăm să reușesc să o șterg și să rămână. Man. Deci ne-a lovit frigul cum am intrat pe ușă. O să ajung răcită moarte, toată lumea o să zic că ai fost la schi sau ceva. Nu, am fost în țări tropicale. Zine, Cristina, ce e Flower Dome? Mai exact? Cea mai mare seră de sticlă din lume. Stai, deschid ușile spre tine, bravo. Da, și aici wow. E frig. Wow. Wow, dar tot e frig. Încă o chestie pe care nu cred că am zis-o de Cloud Forest e faptul că unui Cloud Forest îi lua 200-300 de ani să crească, mult mai mult decât unei păduri tropicale normale. Avem aici un dragon. E leitmotivul acestui oraș. Nu, leitmotivul acestui an. Acestei perioade, de fapt, da. Dragonului. I-au recreat aici în Flower Dome. Un climat mediteranean, specific în 5 zone de pe glob. Din păcate, nu se mai vede atât de bine zona aceasta, pentru că, cum ai zis mai devreme, s-a întunecat afară. Da, și întuneric și aici, da. Adică nu-i doar de la cameră sau ceva. Luminile aprinse nu fac față, să zicem, nu luminează cât ar trebui. Trebuie să venim mai devreme, dar cineva n-a vrut să meargă prin ploaie. Și tocmai ni s-a spus că nu avem voie să atingem nimic. Ai atins? Aici nu. În partea cealaltă ne-a ajuns anunțul, nu? Și... nu. Dar nu am rupt ceva sau așa. Eram doar curioasă la unde chestii cum se simt. Sunt palmieri? Palmieri, da. Nu? Aici suntem în... Grădina mediteraneană. Grădina mediteraneană, da. În climatul mediteranean pare că găsim și șoricei. Mă, vreau cu aia. Să vedem mai la lumină. Nu se vede nimic. Și dacă ați rămas până aici, înseamnă că probabil v-a plăcut. Așa că apăsați pe butonul ăla de like să împingă YouTube video-ul ăla cât mai mulți. Dați-mi și un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și apăsați pe clopoțel să vă notifice când mai postăm. Și comentariu. Dacă v-a plăcut, dacă ați fost și voi în Singapore și ce ați vizitat. Și nu uitați și de Instagram, _choosetotravel și choosetotravel pe TikTok. Rămâneți aproape, următorul vlog vine din aeroportul celebru de aici. Așa că ne revedem atunci.